Pentru că fiecare dintre noi avem un suflet, cum spuneam, și el de fapt alege să slujească lui Dumnezeu sau să nu slujească. Alege să fie cu Dumnezeu după moarte sau să-și plătească ultima consecință a morții acolo la judecată, unde scrie în Apocalipsa, nu citesc toate versetele, puteți să controlați acasă, Apocalipsa capitolul 20, când la tronul lui Dumnezeu marea totul a dat pe morții care erau în ele și toți morții au înviat și au stat înaintea judecății lui Dumnezeu și spune cuvântul Domnului, cine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. O moarte veșnică. O despărțire veșnică de Dumnezeu. Acolo sufletele oamenilor vor rămâne de fapt pentru veșnicie în a-și plăti ultima și cea mai tragică pedeapsă pentru veșnicie. Moarte față de Dumnezeu veșnică. Și când ne uităm noi la aceste lucruri, iubiții mei, nu e doar ceea ce doar se vede, numai ceea ce se vede și cât de dureros. Dacă noi, ca creatura lui Dumnezeu, nu avem legătură cu Dumnezeu, nu avem legătură cu viața, dacă sufletul nostru părăsește trupul acesta, noi nu putem să avem fericirea de a trăi pe pământul acesta. Și dacă sufletul nostru la judecata lui Dumnezeu este despărțit de Dumnezeu pentru veșnicie, asta înseamnă despărțire veșnică de viață, despărțire veșnică de fericire de a fi cu Dumnezeu, de împlinire de a fi cu Dumnezeu. Și aceasta este foarte tragic când oamenii își vor termina sau își vor plăti, mai bine zis, toată veșnicia pentru păcatul lor. Și când te uiți la această situație, parcă n-ar avea nicio soluție, dar există o soluție. Asta ne determină pe frații care vin și fac la dumneavoastră evangelizare și mergem prin satele din Moldova, pentru că există o soluție. Eu am citit din versetul din Roman 6:23, căci plata păcatului este moartea și moartea este întreită la nivel de duh, la nivel de trup și la nivel de suflet. Cuvântul Domnului spune clar, nu vă temeți de cei care pot să ucidă trupul, dar care nu pot să ucidă sufletul. De Dumnezeu trebuie să ne temem, care pot să le piardă pe ambele. De ce? Soluția pe care Dumnezeu a dat-o ca să salveze pe om din starea de păcat este de fapt Fiul Său Iisus Hristos. Din cartea Geneza, când omul a căzut în păcat, Dumnezeu văzând consecințele grave ale păcatului și tot ce vom trage noi în urma păcatului, Dumnezeu în dragostea Lui spune acolo că va ridica din sămânța femeii pe cineva care va zdrobi capul șarpelui, a diavolului. Și acel care s-a născut prin sămânța femeii este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Ce a făcut Fiul lui Dumnezeu? El nu a venit, pur și simplu spune, că vă iert păcatele. O trebuie cineva să plătească pentru păcate. Căci plata păcatului este moartea. Și oamenii nu au putut să-și achite pentru păcatul lor, că ei dacă mureau nu puteau să aibă dreptul la înviere pentru viață, pentru că plata păcatului e moartea. Dar Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, n-a păcătuit. Biblia spune că în gura lui nu s-a găsit păcat. El a fost și este Fiul lui Dumnezeu. Și El a venit și a luat păcatele noastre asupra Lui. Blestemul păcatelor noastre l-a luat asupra Lui. Și acolo, pe Golgota, pe cruce, El a plătit pentru păcatele noastre. Prorocul Isaia, în capitolul 58, spune clar despre Domnul Iisus Hristos cu aproximativ 500 de ani înainte de nașterea Domnului. Și l-a văzut pe Iisus Hristos suferind. Și prorocul, văzând pe Fiul lui Dumnezeu, văzând acest om, credea, spune, noi am crezut că El este pedepsit și smerit de Dumnezeu, pentru că El este păcătos, dar în El, spune cuvântul Domnului, nu a fost păcătos, ci a luat păcatele noastre asupra Lui. Ca un miel care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura deloc.
El a fost luat prin apăsare și judecată și nimeni de pe vremea lui, spune Biblia, nu a înțeles aceasta. Dar el murea pentru păcatele poporului său. Singura soluție care Dumnezeu a dat-o oamenilor este Fiul Său, Iisus Hristos. Numai prin El putem să căpătăm iertarea păcatelor noastre. Acolo când era Iisus pe cruce, El s-a rugat și a spus așa: Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. În Ioan capitolul 3 cu versetul 16 spune: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu ca să moară pentru noi, ca oricine va crede în El să nu moară, ci să aibă viața veșnică. Deci aceasta este singura soluție care Dumnezeu o dă oamenilor de pretutindeni. Toți oamenii pe pământ au dreptul acesta să creadă în Fiul lui Dumnezeu. Au dreptul acesta ca păcatele lor să fie iertate. Au dreptul acesta ca să vină înapoi la Dumnezeu de unde au căzut. Au dreptul acesta ca să înlăture din viața lor această prăpastie care îi desparte de Dumnezeu. Această moarte care aduce ca pediapsa păcatului. Ei pot să fie salvați datorită credinții lor în Fiul lui Dumnezeu. Dar aminteam, nu o credință care să aibă o viață trăită în ascultare de păcat, o viață de religie, dar cum aminteam, cu toate consecințele păcatului care le trăim în viața noastră. Ne considerăm oameni religioși, dar aceasta nu ne salvează. Și este o șelăciune că după moarte omul mai poate schimba ceva. După moarte omul nu poate schimba nimic. Cuvântul Domnului spune că faptele omului îl urmează după moarte. Noi nu putem să luăm nimic din ce este în lumea aceasta după moarte. Cei ce putem să luăm noi după moarte sunt faptele noastre. Dacă noi în viața aceasta noastră, cât trăim pe acest pământ scurtă, și cuvântul Domnului spune și plină de necaz, dacă noi prindem momentul acesta și noi hotărâm ca să ne pocăim înaintea Domnului, ca să credem în jertfa Domnului Iisus Hristos, ca să-L primim ca Mântuitor care ne iartă și ca Domn care să ne conducă viața, aceasta este unica șansă pentru fiecare om de pe pământ care poate să o aibă ca să fie mântuit. În Ioan capitolul 5 cu versetul 24 Iisus spune așa: Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte direct la viață. Și acum, fiindcă noi suntem Duh, Suflet și Trup, când noi venim la Hristos, să începe de fapt mântuirea noastră la toate aceste trei părți ale noastre în care noi suntem. Cuvântul Domnului spune că prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, noi credem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că ne iartă păcatele noastre și noi prin credință Îl primim în inima noastră. În momentul acesta, Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin sângele Lui, ne curățește de orice păcat și Duhul Sfânt ne naște din nou. Și Cuvântul Domnului spune, primim un Duh nou, un Duh de înfiere. Adică Duhul acesta de înfiere înseamnă că Dumnezeu ne-a înfiat, ne primește în familia Lui. Fiecare om, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, dacă el crede că Iisus a murit pentru păcatele lui, dacă își cere iertare, dacă se pocăiește, omul acesta primește dreptul de a intra în împărăția lui Dumnezeu, de a intra în familia lui Dumnezeu, de a deveni copil al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i devie Tată. Și vreau să vă dau o dovadă biblică. Ioan capitolul 1, versetul 12. Versetul 11 spune că Iisus Hristos a venit la Isai, dar Isai nu l-a primit. Israel nu l-a primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ale Dumnezeu. Născuți nu din carne, din voie vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. La nivelul Duhului nostru, când omul se pocăiește, noi primim un Duh nou, un Duh de înfiere. Și Roman capitolul 8 cu versetul 14 și 15 spune: Acest Duh de înfiere ne face să strigăm Ava, adică Tată. În momentul mântuirii noastre, noi devenim copii ale Dumnezeu și noi recunoaștem pe Dumnezeu ca Tată.
Și El ne recunoaște pe noi ca copii ai Lui, slăvit să fie Domnul. Și relația aceasta cu Tatăl se reface prin pocăința noastră, prin credința noastră în Hristos. Și Duhul Domnului este Cel care face acest lucru. Și noi astăzi suntem copii ai Lui Dumnezeu datorită Lui Iisus Hristos, căci noi am primit prin credință iertare și mântuirea Lui. Slăvit să fie Domnul! Apoi este noi sufletul nostru, care Biblia spune căci noi printr-un proces ne mântuim sufletele noastre. Ca să nu ne iei timp, nu vreau să citesc, dar în capitol, 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 1, spune să doriți laptele duhovnicesc și curat prin care să creșteți spre mântuire. Sufletul, cum aminteam, este capacitatea noastră de gândire, este capacitatea noastră de a simți, este capacitatea noastră de a lua decizii, voința liberă. Noi trebuie să alegem ca hrană cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Trebuie să cunoaștem prin cuvântul Domnului care este calea lui Dumnezeu în fiecare zi și să mergem pe ea. Deci cuvântul lui Dumnezeu, spune, este ca o lumină pe care are. Este ca o candelă care îți arată, de fapt, lumina, cum să mergi. Când oamenii nu au cuvântul lui Dumnezeu, ei stau ca într-un beznă, ca într-un tuneric și ei nu știu încotro să meargă. Ei trăiesc viața după îndemnurile fiilor pământești, dar ei nu văd calea care duce la Dumnezeu. Cuvântul Domnului aduce lumină pe cărare, slăvit să fie Domnul. Și Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața, El spunea că nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Singura soluție de a ajunge să fii cu Dumnezeu este prin Iisus Hristos. Deci sufletul nostru se mântuiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi am fost sfințiți atunci când am venit la Domnul și ne-am pocăit la nivelul Duhului nostru. Dar sufletul este un proces de sfințire în care noi să alegem în fiecare zi să trăim pentru slava lui Dumnezeu, să trăim pentru gloria Lui. De fapt, scopul pentru care omul a fost creat. Să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. Că să poarte în om numele lui Dumnezeu. Isaia 43 spune asta. Spune, omul a fost creat să poarte numele lui Dumnezeu. Și numele lui Dumnezeu nu este un simplu nume. Și prin numele lui Dumnezeu, în care Dumnezeu s-a descoperit, arată caracterul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să trăim acest caracter al lui Dumnezeu, pentru că un fiu aduce cinste Tatălui când trăiește după criteriile Tatălui.